Dau citire întrebării care mi-a fost adresată. Eu sunt pastorul Vasile Filat de la Biserica Buna Vestire din Chișinău. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, atunci vă invit să vă abonați și pentru că aici veți primi învățătură zilnic, învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, învățătură relevantă la situațiile, la problemele pe care le au oamenii cu care se confruntă. Dacă aveți întrebări din Biblie, atunci vă rog să faceți o căutare la noi pe site, la noi pe canal aici și dacă nu găsiți răspunsul la întrebare, pentru că aici, cum vedeți, este un număr mare de răspunsuri la întrebări. Dacă nu găsiți răspunsul la întrebare, atunci trimiteți într-un mesaj și vă voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Citesc întrebarea. Har și pace, frate Vasile, am o întrebare. La locul de muncă întâlnesc mulți oameni foarte religioși și fiecare spune că nu contează religia, că oricum avem un singur Dumnezeu. Eu le spun că nu este așa. Religia adevărată are ca scop relegarea omului de Dumnezeu, iar religia care nu ne leagă de Dumnezeu are origini demonice. Mulți mi-au adresat această întrebare. De ce atâtea religii când avem un singur Dumnezeu? Acum vreau un răspuns pentru mine. Le-am tot zis multora că religiile acestea toate ca omul să se împlinească. Nu înțeleg aici. Ca omul să se împlinească. Am studiat istoria religiilor, dar acum doresc un răspuns din partea dumneavoastră. Bun. Întrebare. Deci oamenii fac două afirmații. Că nu contează religia, pentru că Dumnezeu este unul. Și a doua afirmație este de ce atâtea religii? Deci vedeți, toți oamenii singuri se contrazic. De ce atâtea religii dacă este un singur Dumnezeu? Religia, bine ați spus, religia înseamnă relegarea cu Dumnezeu, restabilirea legăturii cu Dumnezeu. Prin căderea în păcat a primilor oameni, a lui Adam și Eva, omul a pierdut legătura cu Dumnezeu din pricina păcatelor. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi, între oameni și Dumnezeu. Și noi nu putem comunica cu El, nu avem acces, nu suntem într-o relație. Relația este stricată. Religia este pentru ca omul să-și poată restabili relația lui cu Dumnezeu. Și acum, oamenii au inventat fel de posibilități de a restabili relația. Într-un fel, în altul, în a treilea, fel. Toate religiile din lumea aceasta nu sunt altceva decât modalități sau încercări ale oamenilor, metode care s-au gândit oamenii că ar fi bune și ai putea să restabilești relația cu Dumnezeu. Bine, alții cred în mulți Dumnezei, sunt religii monoteiste, dar sunt religii politeiste care cred într-o sumedenie de Dumnezei. Iată, dacă vă duceți în Nepal, în India, veți vedea, acolo mulți Dumnezei au. Și oamenii încă mai vor să aibă legătură cu fiecare din zeii ăștia. Deci nu, Dumnezeu este unul, un singur Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, care ne-a creat pe noi și El este Cel care spune cum putem restabili legătura cu El. El este foarte interesat de noi ca să restabilească legătura cu noi și El este Cel care a stabilit metoda, calea. Iată, Dumnezeu este Cel care spune că calea aceasta este doar prin Iisus Hristos. Iisus Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la mine, la Tatăl, decât prin mine. Deci nu există o posibilitate alta. Uite, de exemplu, sunt religii, acum devine tot mai populară New Age. Religiile acestea New Age, care le sunt așa un fel de amestecătură, de tot felul de învățături. Și ei învață că Dumnezeu, calea spre Dumnezeu este ca și cum te-ai ridicat pe un munte. De oriunde nu te-ai pornit, tot sus vei ajunge. Adică Dumnezeu este pe munte, omul este jos, din orice capăt al muntelui, pe orice cale nu s-ar porni, el ajunge sus. Dar asta este contrar învățăturii lui Dumnezeu. Deci învățătura asta că de pe oriunde n-ai porni ajungi la Dumnezeu și învățătura asta că toate religiile duc la Dumnezeu, asta este o învățătură diabolică. Diavolul vrea ca oamenii să creadă aceasta și să nu caute calea adevărată. Că din moment ce omul crede că da, pe calea asta pot ajunge, atunci va rătăci toată viața. Se va porni pe căi greșite, va rătăci toată viața și la destinații nu va ajunge. Dumnezeu spune, Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât doar prin El. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus în lume. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și l-a trimis pe Fiul Său în lume și atunci când o persoană îl cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos, dar despre Iisus Hristos este spus că n-a fost dat oamenilor sub cer un alt nume prin care pot să fie mântuiți. Orice încercări n-ar face ei, nu pot decât prin Domnul Iisus Hristos și prin învățătura care a adus-o El, și învățătura aceasta o avem în Biblie. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu. Iată, în Biblie Dumnezeu ne-a descoperit religia Lui, metoda Lui, ca să ajungem la El și care este unica. El nu acceptă altele. Reguli, asta trebuie să înțelegeți, că nu oamenii pun regulile cum ajungem noi la Dumnezeu. Nu oamenii pun regulile pentru mântuire. Dumnezeu care ne-a creat, El a stabilit și regulile. El a pus legile în lumea aceasta, legile fizice care le vedem noi, El a pus și legile spirituale. Și potrivit legilor Lui spirituale există o singură cale. Și calea aceasta este numai prin Iisus Hristos, numai prin învățătura Domnului Iisus Hristos, urmată, aplicată cu scumpătate. Numai așa o persoană poate ajunge. Deci de ce sunt așa multe religii? V-am spus, în spatele la multe religii stă diavolul, în primul rând. Diavolul care este vrăjmașul sufletelor omenești, Satana, care vrea nimicirea oamenilor și tocmai de aceea el este interesat să creeze așa o diversitate de mare încât omul să fie abătut, așa de tare să fie încurcat omul încât omul să nu mai poată găsi calea spre Dumnezeu și omul să se prindă cu alte căi, pentru că vezi, îi dă omului căi plăcute, căi care îi par, nu știu, promit mult, căi care, tot felul de căi, numai ca omul să nu găsească calea lui Dumnezeu adevărată. Dumnezeu, de cealaltă parte, prin noi, prin propovăduitorii Evangheliei, face cunoscută lumina Evangheliei, ca oamenii să ajungă să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să fie mântuiți. Iată, bineînțeles, sunt multe alte precini pentru care sunt atâtea religii, dar eu v-am spus, precina de bază, precina esențială este aceea că și în spatele la toate lucrurile astea stă Satana, vrăjmașul sufletelor omenești. Eu vă îndemn pe dumneavoastră ca să nu vă înșelați, încetați să vă mai înșelați, nu mai repetați fraza asta, nu vă uitați că ea este la modă, că vedeți acum sunt anumite fraze care ele au devenit la modă. Iată, de exemplu, fraza că religia este în inima omului. Fals! Că e în lege și omul nu trebuie să o expună, să o prezinte nimic. Nu, dacă religia este în inima omului, atunci numai decât se va exprima în tot ce este. Deci când unii oameni, ca să se scuze, de exemplu, ei zic, eu nu merg la biserică, la mine biserica este în inimă. Nu, un om care are biserica în inimă, el merge la biserică. Deci nu, astea sunt falsuri care nu trebuie să acceptate. Și sunt anumite fraze, așa, chiar odată mă gândeam să încep a face video cu frazele astea. Sunt anumite fraze care ele au devenit în general acceptate, ele sunt la modă și omul crede că dacă le spune, el este modern, e bine, el e în rând cu lumea dacă spune frazele astea. Deci v-am zis, una este religia, credința în inima omului, biserica în inima omului, asta e scuză ca să nu se ducă la biserică, să nu-L caute pe Dumnezeu și în același timp să se creadă că El este bine. Nu, greșit, nu poți așa. Alta este că toate căile, toate religiile sunt bune, că nicio religie nu te învață de rău și ceea ce nu e corect, că multe religii învață de rău. Dar, că de exemplu, sunt religii care învață să-ți bați nevastă, să-ți bați soție. Nu-i de rău. Nu-i de rău să înveți așa religia. Deci, dar, iată, îi spun că nicio religie nu învață de rău, toate religiile sunt bune, nu învață de rău, așa că oricare religie o vrei, pe ceea ce o alegi. Nu, dragii mei, Dumnezeu a spus că există o singură cale și calea aceasta este numai prin învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum a fost ea lăsată în Biblie. Dacă refuzi să accepti calea lui Dumnezeu, atunci să știi că orice altă cale îi aduce la peire. Așa și spune în Biblie. Omule, fii atent că multe căi pot părea omului că sunt bune, dar la urmă ele duc la moarte. Calea care duce la viață este numai prin credință în Iisus Hristos. Celelalte căi ele duc la moarte și nu accepta ca să mergi la moarte. De aceea, dragul meu, eu vreau să te îndemn acum să iei o decizie, să renunți la înșelăciunile astea care vin de la Satana, de la vrăjmașul sufletelor omenești. Renunță de la aceste înșelăciuni și acceptă că există o singură cale, numai prin Domnul nostru Iisus Hristos și numai prin Sfintele Scripturi, învățătura care se găsește în Sfintele Scripturi. Primește-L pe Domnul Iisus în inima ta, alege să urmezi calea aceasta, să o urmezi cu scumpătate, să o urmezi de plin și nu te mai înșela cu altele. Ia Sfânta Scriptură, începe să studiezi Sfânta Scriptură, găsește o biserică unde este respectată învățătura aceasta, unde oamenii urmează învățătura aceasta, alepește-te de biserică și urmează calea Domnului nostru Iisus Hristos ca să fii mântuit și ca să fii sigur că tu urmezi religia adevărată. Iată, acesta este îndemnul meu și acum vreau să te conduc într-o rugăciune ca să iei decizia aceasta. Repetă după mine rugăciunea. Dacă tu ai hotărât în inima ta, te rog să repezi după mine această rugăciune. Pleacă genunchii acolo unde ești tu, îngenunchează și repetă după mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc pentru dragostea ta. Îți mulțumesc pentru Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele mele. Te rog să-mi ierți toate păcatele mele. Nu mai vreau să rătăcesc. Renunț la orice cale greșită, pentru că vreau să vin pe calea ta. Vreau să urmez învățătura ta, așa cum este în Sfintele Scripturi. Ajută-mă să-ți fiu credincios, ajută-mă să găsesc o biserică cu învățătură sănătoasă, ajută-mă să mă botez după porunca ta și să urmez calea ta până la sfârșitul vieții. Păzește-mă de învățături mincinoase, păzește-mă de rătăcirile lumii acestea. Te-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dacă te-ai rugat cu rugăciunea aceasta, te felicit, mă bucur foarte mult pentru decizia pe care ai luat-o. Următorul lucru este, ia Biblia și începe să studiezi în profunzime Biblia. Alt lucru pe care te rog să-l faci este să te interesezi unde aveți o biserică acolo în localitate, o biserică vie unde oamenii învață din Sfintele Scripturi și unde ei urmează învățătura Sfintelor Scripturi, trăiesc așa cum este scris. Du-te, apropie-te de pastor acolo, spune pastorului că dorești să te botezi, dorești să te înscrii la cursurile de cateheză și dorești să te botezi. Dacă locuiești în Chișinău, atunci sau în suburbie aici, te așteptăm la Biserica Buna Vestirea. Noi facem lecții de cateheză în fiecare duminică la ora 1. Apropie-te aici de noi, vom face pregătire, apropie-te de mine, abia aștept când vei veni aici la Chișinău, numai decât oprește după serviciu ca să stăm la o ceașcă de ceai și să vorbim, să discutăm, să facem cunoștință. Înscrie-te aici la cursul de cateheză, vei trece pregătirea pentru botez și apoi te vei boteza după porunca Domnului și așa vei urma calea aceasta, calea adevărată, calea Domnului nostru Iisus Hristos, ca să fii mântuit. Așa să te ajute Dumnezeu!